aduc o mâinile mele dulci. Da, și faceți voi. Dar eu ia ca m-am sculat de dimineață cu scvozneac la pepedie. Dar eu când am scvozneac la pepedie, mă umflă ideile. Și zic, des mă apuc să crescuiesc că nu-mi place culoarea la pereț. Și zic, des să vă spun un life hacks. Voi toate sunteți gospodine, știți cum să crescuiți, dar nu știți cum, când crescuiți, să vă pediți casa de urgii. Am nu șansă să vă înveț. Mai scurt. În primul și în primul rând, aprinde-mă un țărnic. Uitați-mă. Și aprinde-mă lumnerică. Asta nu-i vreajă, nică. Și-o pun mai ca așa frumos, așa și psearnă. Ia ca așa frumos. Și aici e apă sfințită. Și turmele în crească. Și amestecăm apă sfințită în crească. Ia ca așa ia. Punem apă sfințită în crească. Și ca și mai ghidușă, ia ca așa ia. Știți, mai strochim pe vieță. Și n-a slichească nici o spărcășiune de casa asta. Nici cu păr, nici fără păr. Și iată așa ia, nu trebuie să spun nici o vreajă, că asta e cu creștinismul, asta nu-ți vrei. Asta e cu apă sfințită, și cu rugăciuni, și cu... Îi poți spui tatăl nostru în vindele câteva ori. Și crească n-a să se roadă niciodată, să ține mai mult, că apa sfințită e apa sfințită. Și încă una, asta e dam ceva cu urgiile și cu duhurile. Dar am uiat, vă mai spun un life hack, dragile mele fete, cu sănătatea. Da, și ține de sănătate. Vouă nici în cap nu vedem. Când crească asta, nu sunt microbi. Este radiații. Eu am prășit și în Cernobyl este așa un serial, dar asta e pe altă temă. Dar este radiații. Eu așa, știți, am citit pe upacovcă și nu scrie. Dar bărbatul meu, el îi citește mult și mi-a spus că crească asta e plin cu radiații. Și când ei, când se evaporă crească, se evaporă apa din driza, se evaporă și radiația. Așa că noi când dăm apă, noi ne radiem. Așa că pentru asta, fiețele, avem aparat special ca să nu bate radiația la cap. Și dacă suntem fete gospodine, doamne Dumnezeu, trebuie să arătăm special. Poți să-mi ca casurile în cap ca nebună, dar așa le găsim două lentuci, rozele, și frumoase, cum suntem fetițe. Și așa frumos, e ca vedeți, e ca așa. Și ne apucăm de crescuit, cum s-ar spune. Așa că fetelor box pomăși. Dar dacă vedeți că vă e rău, puneți și lomul mai atent. Așa, știți? Și mai frumos. Palibomă, arăt sexual. Încă dacă vreți, poți să faci așa o poză două și pui așa ea în Instagram, așa cu asta întru ea așa, așa ea, numai să nu dai peste ochi, să nu rămâne din urmă fete. Așa că fetele mele dragi, vă pup și nu uitați de a hrana azi cu Duhurile Sfinte și de radiații. Că nu de alta, dar când chic perul și rămâneți pleșcați, boșiți și credeți că asta de la când v-ați poit perul. Nu! Când crescuiți radiația, intră în cap și vă chic perul. Și ia asta, dragile mele, pe azi. Vă pășesc și vă iubesc. Când pe șansă să fac remont, ați vă chem în gust, îți bem câte o ceașcă de cafea și cu ceai și cu marmeladă. Și eu vă pup.